Alo, da. Bună ziua, domnul Achim. Da. Bună ziua, eu mă numesc Andrei. Am înțeles că lucrați la primărie, sunteți angajat la primărie. Da. Și cum e cu activitatea pe la primărie? Am înțeles că mai mult îl ajutați pe domn primar. Domnule, dar ce discuții sunt astea? Ce? Nu-mi place ce se întâmplă pe acolo pe la primărie. Păi și noi ce să zicem, domnule? Așa sunt timpurile pe toată România asta. Ce credeți noi asta că eu fac 64 mai? Se va schimba ceva de sus sau ce credeți dumneavoastră că... Bun, domnul Achim, ca să vă spun, lucrează la primărie, este în vârstă și dumneavoastră sunteți în vârstă și lucrează la fân, la domnul primar, face multe altele care mi-a spus, uite, întreabă-l și pe omul ăsta să vezi că eu nu mint. Și acum eu v-am sunat să... să vă întreb și pe... Ce să putem noi face la cum merge România asta? Da, că eu am prins și cu Ceaușescu, am 64 mai acum. Nu vrem schimba noi nimica, domnule, din cauza că care au disagii plini, noi mai interesează de ăștia mărețe. Deci e adevărat că vă trimite la fân și multe altele. Nu, nu e acum că e adevărat, că nu e adevărat, asta e România. Păi, dar... Nu putem noi schimba nimic. Lucrurile de sus, de la împăratul mare merg de România asta așa. Nu vrem schimba noi nimic, din cauza că românii sunt toți căcăcioși. Tot să bagă pe sumasă, nu zice nimeni nimic și atunci sigur că îi fac ce vor. Da. Nu putem noi schimba. Nu, dacă ne-am întâlnit să discutăm așa, vorba aia, dar telefonul n-are rost să discutăm. Că eu acum, domnule, ca peste tot locul și cum v-am zis, nu putem noi schimba mai nimic. Da. Și ce îmi pare rău? Îmi pare rău că dumneavoastră v-ați angajat pentru a duce un bănuț acasă și pentru a vă crește familia, ci nu ca să fiți slugă. Toată lumea, vedeți dumneavoastră cum e. Dacă te comentezi și te iei cu ei, unul singur nu poți să faci față, domnule. Unul singur n-ai ce să iei. Ei fac cum vor. În legătură cu, știți dumneavoastră cum e, cu toată... Nu se vor schimba lucruri. Eu aș putea ieși cam și de subteran. Eu și mâine pot să ies. Păi și de ce nu ieșiți mai sau mai vreți să... Păi eu am zis că totuși mai stau. Fer să fiu sănătos, bun de muncă, pun mână, nu mă... Na. Am zis că totuși aș mai sta până alegerile astea, până vedem. Uh-huh. Domnule, eu nu mă bag. Eu un șofer, mă piș la roată. Eu un șofer. Nu mă bag în politică. N-am fost nici pionier, nici utecist, niciodată. N-am fost nici în armată, ceva plotoner, ceva caporal. Eu soldat. Uh-huh. Da. Nu se vor schimba lucrurile, domnule. Deci nu se vor schimba lucrurile. Filmăm degeaba, încercăm să registrăm degeaba. Lucrurile nu se vor schimba. Treburile